Fraților și surorilor, haideți să deschidem la pagina 1191, în traducerea Cornilescu, întâia epistolă a lui Petru, capitolul 1, și citim de la versetul 15 în jos. Deci 1 Petru 1:15. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinți, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Versetul 22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac. Amin. Amin. Fraților și surorilor, aș vrea să ne și rugăm. Haideți să rugăm pe Domnul să ne vorbească. Ne rugăm cu toții. Vă aducem salutări sfinte din Biserica Albinii din Cluj. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Sunt aici clujeni care știu biserica noastră și chiar fratele Leontin, acolo s-a format pe timpul fratelui Vereș. Și ne bucurăm să ne revedem fețele și zicem: Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Acum, în seara aceasta, ați văzut că am avut mai multă cântare și nu o să merg foarte mult cu Scriptura, o să mă uit la voi, să văd cât sunteți de obosiți sau de atenți și, în funcție de asta, continuăm, dacă nu, duminică dimineața. Foarte importantă tema aceasta, fraților și surori, pe care Domnul mi-a pus-o pe inimă, și anume că Dumnezeu nu-și negociază sfințenia. Deci, vedeți, în orice alt domeniu poate că există un pic de negociere, nu? Domnul vine și zice: mă, nu iubești destul, iubești un pic mai mult. Dar în dreptul sfințeniei Dumnezeu nu negociază. Nu zice să fii sfânt 99%. Nu zice să fii sfânt relativ. Nu zice Domnul, uitați-vă, 1 Tesaloniceni 4:3, da? Recomandarea lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Așa scrie acolo. Nu. Voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă voie? Înseamnă ceva care se impune? Înseamnă ceva care ne poruncește? Înseamnă ceva cu care Dumnezeu nu negociază? Și de aceea, în seara aceasta, aș vrea să discutăm despre această temă. Dumnezeu nu-și negociază sfințenia.
Fraților și surorilor, să vedem așa într-o introducere ce înseamnă până la urmă sfințenie. În Vechiul Testament este folosit un cuvânt, Kadoș, da? Și în Noul Testament, Agios. Dar în special cel din Vechiul Testament înseamnă tăiat, despărțit. Și chiar este un verset, zice că Hristos în Cartea Evreilor era despărțit de păcătoși. Deci tot ce înseamnă păcat, tot ce înseamnă mizerie, tot ce înseamnă imoralitate, nu este compatibil cu caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt. Uitați-vă ce spune aici, versetul 15. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, versetul 16. Căci este scris și preia din Levitic. Într-o zi mi-am luat Biblia și am subliniat în Levitic, de atâtea ori am găsit, fiți sfinți, fiți sfinți, fiți sfinți. Și aici preia Apostolul Petru texte din Levitic și spune, vedeți cum s-a spus acolo, cum? După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Păi ce înseamnă sfințenie? Să fii despărțit de păcat, de păcătos, să fii despărțit de tot ceea ce înseamnă murdar din punct de vedere moral. Asta înseamnă sfânt. Dar știți care e problema? De multe ori noi încercăm să ne sfințim singuri. Noi încercăm să facem lucrarea singuri și dăm greș, să știți, dăm greș. Dăm greș. Am citit odată că un copil a fost la școală și a venit tare gândit acasă. A zis către mama lui, zice, am auzit astăzi la ora de religie o poveste, zice, nu știu, zice, nu știu ce să zic. Păi ce ai auzit, măi? Am auzit de unul Simeon stâlpnicul, ăsta, zice, era cocoțat pe un stâlp de 18 metri și acolo a stat, nu știu câți ani, vreo 18 ani, 16 ani, nu mai știu. Și acolo a murit. Că el, zice, era numit sfânt de oameni și stătea în vârful stâlpului, zice, mamă, greu e să fii sfânt. Atât o înțeles el, atât o înțeles. Și de multe ori, văzând standardele pe care le aduce Dumnezeu și spune, să fii sfânt trebuie să fii așa, 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 așa. Și putem să luăm, dacă vreți, norme morale din Vechiul Testament, 365 plus 248, 614 norme morale și rituale și de toate felurile sunt în legea lui Moise, 614. Și evreii au încercat, rabinii, să o traducă pe limbajul lor și spuneau ei, 365, zice, scunu. Și zice, în 365 de zile din anul nostru, adică repetând în toată viața noastră, Dumnezeu zice, să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia. Și zice, mai sunt 248 cu da. Și alea zice, noi. Dar nu-i chiar așa, mai evrei, vă dați seama, la vremea aceea ei trăgeau focul la oala lor. Zice, noi avem în trupul uman 248 de oase. Așa ziceau ei. Am întrebat de un medic, zice, mă, e adevărat? Nu, zice, nu e adevărat. Dar evreii au zis asta. Dumnezeu fiecărui oscior din trupul tău îi spune, fă asta, fă asta, fă asta. Zice, cu da, cu îndemn, cu du-te înainte. Dar vă dați seama, 614 să le ții minte, 611, scuzați, să le ții minte tu pe toate astea, nu? Și a venit Domnul și a văzut că evreii nu puteau să înmagazineze atât, măcar că din pruncie cunoșteau scripturile și le învățau. Și atunci vine Domnul și le reduce și găsim Psalmul 15, norme morale, norme de sfințenie. Doamne, cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cine va merge acolo și va locui în cortul Tău? Și imediat vine cel ce face, cel ce spune, cel și spune și acolo, dacă nu greșesc, le-am numărat, dar acum doar vi le schițez așa, îs vreo 11. Și atât i-au fost multe, că nu puteau, că ei își dădeau banii cu dobândă și aia nu prea împlineau ei asta, evreii specialiști la asta. Și atunci Dumnezeu vine în Isaia în capitolul 33 și reduce, iar reduce ăstea 11 sau câte sunt în Psalmul 15 și le reduce. Și întreabă acolo prorocul Isaia, Doamne, cine va putea să locuiască lângă niște flăcări veșnice? Cine va putea să stea lângă Tine, Doamne? Și le reduce, să știți aici. Uitați-vă de la versetul 15 în jos.
Doamne, noi am vrea să locuim lângă un foc mistuitor, dar nu putem sta lângă el. Și atunci Domnul zice, bun, vă reduc din normele astea multe, 600 și sau peste 10, uitați-vă aici. Cel ce umblă neprihănire, cel ce vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi. Doamne, dar îs multe și atâtea, vreo 7-8 aceia, iar sub 10. Și atunci vine Domnul prin Habacuc și zice în Habacuc în capitolul 2 cu versetul 4, cel neprihănit va trăi prin credință. Și l-a redus la credință. Și atât. Și acum întrebarea este că toată esența Vechiului Testament, spun cercetătorii Bibliei, Dumnezeu a comasat-o, a pus-o în versetul acela, cel neprihănit va trăi prin credință. Doamne, dar ce înseamnă să trăiești prin credință? Și atunci venim și încercăm să explicăm sfințenia lui Dumnezeu și să vedem credința noastră, că uitați-vă, am găsit un lucru în seara asta, deci până acum n-am fost atent la lucrul acesta, dar m-a frapat. Spunea fratele Petrică, m-a văzut că notez. Da, notez să nu uit că o hârtie mică e mai bună decât un cap mare. Câteodată uiți de la oboseală și îți trebuie și o hârtiuță sau ceva acolo. Și eu practic lucrul ăsta. Uitați-vă, ce am descoperit din versetul acesta 16 din 1 Petru? Căci este scris, ce? Fiți sfinți, Doamne, dacă Tu n-ai mai adăugat după această frază, fiți sfinți, n-ai mai adăugat următoarea explicație, ar fi foarte greu. Că știți ce se întâmplă? De aici, din spațiul german, a fost un baron care a scris, cred că prin secolul 18-19, în orice caz după Revoluția franceză, o carte cu minciuni, cu povești. Că el scria despre el, că ce face și copiii iau și citesc cartea asta cu mare plăcere. Dar sunt fel de SF-uri, că el fugea cu tunul, avea un tun așa, vă dați seama ce mare ar fi trebuit să... Și are multe, dar printre ele o minciunică, zice, am căzut într-o zi într-o mlaștină și m-am luat de păr și m-am smuls afară și m-am pus pe mal. Ei, cam asta ar însemna să cred eu, să consider eu, sau poate aș fi mai nebun decât mincinosul ăsta din Germania, da? Aș fi mai nebun decât el, să cred eu că mă pot sfinți. Fiți sfinți. Punct. Dacă ar fi așa, greu ar fi. Greu ar fi. Pentru că eu, dumneata, noi, nu putem să fim sfinți de la noi, de aici. Adică, firii mele pământești nu-i place, nu numai că nu-i place legea lui Dumnezeu, spune Pavel în Romani. Nu poate să se supună și nici nu vrea să se supună firea mea pământească. Și atunci vine Domnul și îmi pune în față Psalmul 15 și zice, măi, da, Doamne, vrei să vii? Vreau. Păi mă, uite, unul singur dintre alea câte sunt acolo, peste 10, mă împlinește-l și nu pot să-l împlinesc. Știți de ce? Nu mă pot sfinți singur. E ca și cum aș duce eu, nu, să ies din noroi, din mocirlă, din mol și să încerc să mă spăl eu pe mine, să mă curăț. De ce venim noi serile astea la rugăciune? De ce? Ca să ne spele El, ca să ne curețe El. Că noi nu ne putem spăla, nu ne putem curăța. Poate că ați auzit în anii trecuți, în urmă cu 80 de ani a început lucrarea, dar a continuat și am prins și eu un pic după Revoluție la Heria Fărău, zona aceea din județul Alba. Erau niște oameni ai lui Dumnezeu, dacă intrai acolo în biserică, intrai la raze, spiritual vorbind. Imediat se ridica unul, zice, pe fratele l-am văzut că o vorbit așa acasă, după altul se ridica, tot pe fratele, zice, l-am văzut așa, așa te descosea extraordinar. Într-o zi s-a dus fratele Codreanu acolo, vă spun o paranteză așa, asta e o paranteză, nu-i din textul nostru, vă spun cum lucra Dumnezeu. Merge fratele Codreanu acolo și iese o descoperire printr-o soră. Zice, la fratele Codreanu, zice, am văzut că era aproape de el un pahar cu vin. Și au zis Domnul că e supărat. Ia, zice fratele Codreanu, asta nu e la Domnul, că zice, eu nu beau, n-am băut niciodată, numai la cina Domnului, asta nu e la Domnul. Și atunci fratele Ionel, păstorul bisericii,
A zis către sora: soră dragă, roagă-te Domnului să-ți explice ce înseamnă ceea ce ai văzut. Vedeți? Ei știau că sora avea lucrări de la Domnul și s-a făcut o altă rugăciune și sora s-a adâncit: Doamne, nu mă lăsa de rușine, ce să fac, ce să-i spun la omul ăsta? Și a arătat Domnul imaginea completă. Zice: frate, te-am văzut că erai undeva lângă o gară, zice, erai în față la o masă și în fața ta era un pahar cu vin. Nu l-ai atins, dar era un pahar cu vin. Oh, zice fratele, într-adevăr, zice, am fost odată în misiune. Zice, era atâta de frig afară și nu știam unde să intru să mă încălzesc. Și am intrat într-un bar să mă încălzesc și au zis cei de acolo: numai dacă cumperi vin, poți să stai aici. Zice, l-am cumpărat, nu m-am atins de el, l-am lăsat pe masă și Domnul i-a văzut exact fotografia de acolo. Ca să vedeți, fraților și surori, acum închid paranteza, așa a lucrat Dumnezeu și sunt multe, multe, multe. Dar vă spun legătura cu textul nostru, fiți sfinți, fiți sfinți. Eu nu mă pot sfinți, e prima idee din seara aceasta. Eu personal, prin firea mea, prin voința mea, prin ceea ce fac eu, nu mă pot sfinți. Era la Câmpia Turzii un frate, eu am crescut în biserica din Câmpia Turzii până la 15 ani și era un frate acolo care avea mașină. Era mare criză atunci de mașini, el avea o mașină și l-au chemat câțiva frați. Zice, vii cu noi până la Heria, vin. S-a dus acolo, vă dați seama, ceilalți s-au dus cu frică, nu cumva să le fie descoperite gânduri sau anumite stări și toți erau acolo zmeriți. Fratele zice, Doamne, eu n-am putut să postesc, ăștia au postit. Eu n-am putut să fac așa pregătire specială, să fac niște rugăciuni, am venit aici, dacă cumva mă dă pe față cu ceva, Doamne, apoi a început el, știți cum facem noi la câte o mărturisire? Doamne, e cam așa și eu ca toți oamenii, știi că pe pământ și tot ne jeluim și tot ne hăulim înaintea Domnului că ce și cum. Și se ridică un proroc și zice, la fratele de acolo, de la ușă, era fratele ăsta, la fratele de la ușă, avea o perie și încerca să-și curețe hainele. Vedeți? Exact legătură cu textul nostru. O zis Domnul să vină la izvorul din Calvar, că Domnul vrea să-l spele. El nu trebuie numai să se curețe. Vedeți, fraților și surori, este o concluzie extrasă din textul nostru. Dar haideți să mergem mai departe, să vă spun ce am descoperit din textul acesta, versetul 16. Căci este scris, ce? Fiți sfinți, virgulă, de ce? Căci eu sunt sfânt. Știți ce înseamnă asta, fraților și surori? Pe de o parte, eu nu mă pot sfinți, nu mă pot curăți, în firea mea pământească, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, eu cu puterea mea nu pot să fac lucrul acesta. În al doilea rând, uitați-vă ce spune aici, da? Căci eu sunt, Dumnezeu este izvorul sfințeniei, fraților. Dacă există în lumea aceasta vreun izvor al luminii pure, al sfințeniei curate, imaculate, acela este Dumnezeu. El este izvorul sfințeniei. Dar ce am descoperit și mai frumos și mai dulce, Dumnezeu în momentul în care îți spune, măi omule, cum te cheamă, nu contează, fii sfânt, dar de ce, că eu sunt sfânt, îmi face o invitație la împărtășire cu sfințenia lui, fraților. Deci, fraților, ascultați-mă, dragi surori, duminică dimineața noi vom sta aici ca să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Sunteți de acord cu mine că trupul lui Hristos este curat, este sfânt? Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el a făcut păcat pentru noi. Deci este curat, este sfânt. Cartea Evrei vine și ne spune că era despărțit de păcătoși, era înălțat mai presus de cerul. El este Sfântul Sfinților, el este cel mai curat. Ori în momentul în care eu mă ating de trupul curat al lui Hristos, de sângele curat al lui Hristos, nu numai că mă împărtășesc cu niște elemente, fraților și surorilor, Dumnezeu mă cheamă să mă împărtășesc cu sfințenia Lui. Asta e extraordinar, gândul acesta. Știți ce înseamnă? Gândiți-vă la astre, la univers. Strălucește soarele și lumina își primește luna de la soare. Asta este. Așa spun cercetătorii și credem lucrul acesta, pentru că vedem când e eclipsă, luna abia de se mai vede.
câteodată nu se vede că eclipsă totală. Ei, cam așa suntem noi. Prin firea mea eu nu pot să fabric sfințenie, nu pot să mă sfințesc. Dumnezeu e izvorul sfințeniei, dar Dumnezeu zice, haide împărtășie cu mine. Dar de ce, Doamne? Eu vreau să-ți împărtășesc din lumina mea, din sfințenia mea. Doamne, dar acasă mă mai cert cu soția, sunt așa mai impulsiv, sunt mai nervos. Nu-i nimic, eu am în depozitul meu sfințenie pentru tine. Eu vreau să-ți sfințesc chiar și impulsurile. Gândiți-vă, bună oară, vorbim cazuri biblice, da? La Moise. Moise nu a fost bun să meargă și să scoată poporul evreu din Egipt, da? Pentru că el n-a avut toiag în mână, că îl descrie Biblia că era cel mai blând om de pe fața pământului, da, după ce l-a îmblânzit Dumnezeu, că era cam nărăvaș, ăsta a fost ca un cal nărăvaș, ăsta avea în mână un cuțit. Ori nu știu exact cu ce l-a omorât pe un egiptean și l-a și ascuns în nisip. Ei, dacă mergea el cu cuțitul înaintea poporului, măcelărea pe ăștia. Și când Dumnezeu i-a spus, Moise, vreau să-i topesc pe loc și te las numai, da, Doamne, topește, să scap de ei. Nu. O trebuit Dumnezeu să-l îmblânzească. Dar cum? Împărtășie cu sfințenia lui. Deci, fraților și surori, deci așa asta e o temă. O temă largă, o temă mare. Golirea de sine a lui Moise timp de 40 de ani în Madian, cu oile în fiecare zi. Golirea de eul lui, de toți nervii lui, de toate supărările lui, de tot ceea ce era eul lui înainte. A fost un proces lent, un proces dureros. Până la urmă nici nu mai știa vorbi. Până la urmă, când a zis Dumnezeu, du-te, a zis, trimite pe altcineva, eu nu mă mai văd în stare. Și Dumnezeu l-a golit de sine, da, a fost o primă etapă din viața lui, golirea aceea de sine a lui Moise. Și apoi când a mers la rugul aprins, la rugul în flăcări, și când s-a uitat că rugul acela ardea și nu se mistuia deloc, și când Dumnezeu i-a spus, aruncă încălțămintea din picioare, că locul pe care stai tu este sfânt. Acum nu-i pământul sfânt, fraților, că nu la asta se referă Domnul, dar momentele acelea Dumnezeu în persoană a coborât în locul acela și locul acela era transfigurat de sfințenia lui Dumnezeu. Deci, fraților și surori, exact cum se duce un om pe drum și umbra lui cade și cum umbra lui Petru în Biblie, da, cădea peste bolnav și ăștia se vindecau, așa atunci când Dumnezeu vine pe pământ și vorbește cu un om, locul acela e sfințit de prezența lui Dumnezeu. Și acolo a fost apogeul golirii lui Moise. Și din momentul acela Dumnezeu a început să-l umple. La rugul aprins, Moise a început să ardă, a început să ardă de dragostea lui Dumnezeu, a început să ardă de sfințenia lui Dumnezeu. Rugul acela a rămas în pustie și poate i s-a stins flacăra în zăr și Dumnezeu s-a retras, prezența lui s-a retras. Dar în inima lui Moise a rămas rugul aprins toată viața, fraților. Închipuiți-vă la ce bătrân de 80 de ani pot să-i pretind să urce un munte. Și Moise l-a urcat de 7 ori. Pentru că în vârful muntelui l-a așteptat Dumnezeu și prezența lui. Și a stat acolo 40 de zile în post și rugăciune. La ce om, la ce bărbat îi poți cere lucrul acesta? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a venit și i-a împărtășit din sfințenia lui. Asta așteaptă Dumnezeu și de la noi. Eu nu mă pot sfinți cu puterea mea, fiți sfinți, nu-i punct, e virgulă. Dumnezeu e izvorul sfințeniei, da, zice că eu sunt sfânt. Și atunci relația dintre aceste două afirmații, da, este împărtășirea cu sfințenia lui Dumnezeu. Și uitați-vă mai jos. Foarte frumos. Explică aici Apostolul Petru prin Duhul Sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Asta ce înseamnă, Apostole Petru? Înseamnă că dacă tu ai frică de Dumnezeu, asta e termometrul sfințeniei. Fraților, tot mai puțini oameni au frică de Domnul. Tot mai puțini.
Și a pornit, să știți, desacralizarea, am numit-o eu desacralizarea amvonului de la Beiuș. Să știți, de acolo a pornit, de acolo a pornit, de acolo a pornit. Desacralizarea amvonului, cu glume, cu hai să ne simțim bine, hai să nu știu ce să auzim, ce n-am mai auzit. Și în momentul în care eu îmi permit să vin la amvon și să vorbesc tot felul de lucruri care nu-s biblice, și numai să simtă oamenii bine și până la urmă produsul nu-i sfințenia lui Dumnezeu despre care vorbim, că produsul-i simțul ăla bun sau feeling-ul ăla, cum îl numim noi, nu? Să mă simt bine. A fost foarte bine la biserică, au zis câteva glume, le țin minte toată viața, nu? Și atunci imediat s-a produs desacralizarea amvonului. Și asta merge, merge galopând. Desacralizarea cântărilor. Uitați-vă numai la câte formații merg și cântă și cântă și cântă și mai bine n-ar cânta, pentru că nu cred că Dumnezeu este prezent în cântările lor. Cântările lor slăvesc pe oameni, da? Muzica lor iarăși în sine e o muzică care e împrumutată din altă parte și așa mai departe. Desacralizarea cântărilor. Și bisericile noastre devin încet, încet cluburi. De ce? Pentru că aleargă tineri și zic, mă, îmi trebuie ceva să simt și deja mă plafonez în biserica asta tradițională, nu mă simt în largul meu, îmi trebuie altceva. De ce? Desacralizare. Și vine Domnul și îmi spune în seara aceasta, fiți sfinți, da, Doamne, dar eu nu pot, ok, nu pot, să știi că eu sunt izvorul sfințeniei. Doamne, dar eu aș vrea să mă apropiu de tine, dar tu ești așa de sfânt și eu sunt așa de păcătos, așa de păcătos încât aș vrea să mă apropiu și nu știu dacă mă vei primi, poate că mă vei lovi. Și Domnul zice, da, ai dreptate, eu nu negociez sfințenia cu nimeni. Și am găsit în Biblie câteva cazuri și doar vi le punctez așa, scurt. Erau doi copii, erau copii de preot. Așa de importanți erau în Israel încât Dumnezeu s-a uitat la ei și le-a pronunțat numele și a zis tatălui lor, Dumnezeu, a zis așa, aceștia doi vor urma în locul tău, când tu vei muri, când tu vei ieși la pensie, da? Ei vor urma, ei vor fi mari preoți. Dumnezeu i-a chemat pe munte și ei au avut vedenii, gândiți-vă, au văzut ce era sub picioarele lui Dumnezeu, da, o lucrătură, ceva din pietre prețioase, lumini, sclipiri, ceva deosebit era acolo și au văzut lucrul acela. S-au uitat iarăși și au stat înaintea lui Dumnezeu și au mâncat și Dumnezeu nu i-a lovit. Au umblat cu cei 70 de bătrâni ai lui Israel, erau tot împreună, erau niște oameni extraordinari. Și într-o zi s-a întâmplat ceva, într-o zi s-a întâmplat ceva. Avea loc sfințirea cortului, Aron a ieșit din cortul întâlnirii și a ridicat mâinile în sus, în Levitic, în capitolul 9, scrie asta. Când a ridicat Aron mâinile sus să binecuvinteze adunarea, jertfa era pregătită. Copiii lui Aron erau pregătiți cu ce aveau ei atunci, iască și amnar și nu știu ce aveau, că chibrite sigur n-aveau, și nici brichete. Și s-au dus, băi, trebuie să aprindem jertfa, nu a mai fost nevoie. A coborât focul lui Dumnezeu și a mistuit jertfa pe loc. Ei, în momentul acela, foc din cer, poporul cu fața la pământ, Domnul e adevăratul Dumnezeu, Domnul e în mijlocul nostru, ăștia doi rămân în picioare. Mă, ce facem? Noi aveam organizat altceva. Și atunci ei repede iau și aduc focul lor, focul lui Dumnezeu pe altar, focul lor în cădelniță. Se supără Domnul și aduce a treia oară foc. Odată a fost a lui, al doilea a lor, al treilea iară vine Dumnezeu, aduce foc și mistuie pe loc. Și a zis Dumnezeu către tata lor, către Aron prin Moise, voi fi sfințit de cei care mă cinstesc. Necinstirea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu negociază, fraților. Îmi închipui eu că dacă fiu de păstor, sau dacă tata meu e proroc, sau dacă mama mea e vas de lucru, îmi închipui eu că poate Dumnezeu face și mai indulgent și dacă eu mai calc așa pe alături și mai fac ceea ce nu trebuie, sigur Dumnezeu o să accepte. Și să amestec, nu, slujirea cu păcatul.
și să vin aici în față și să mai cânt câte o cântare. Eram în urmă cu mulți ani și m-a șocat asta, să știți, m-a șocat așa. Eram într-o biserică în țară, undeva lângă Timișoara, era la ora de rugăciune, era un tinerel așa mai simpatic, mai sincer, așa. S-a ridicat și a zis, fraților, zice, eu nu o să dau un îndemn foarte lung astăzi, zice, știți ce vreau să vă spun? Zice, să fii sfânt înseamnă să stai lângă Domnul și să stai numai în biserică. Nu zice cum a făcut fratele Liviu că aseară s-a dus la discotecă și a cântat cu acordeonul și acum uite ce cântă de frumos. M-a șocat, să știți, m-a șocat. Dar l-am apreciat pe cel care a vorbit. Pentru că Dumnezeu nu negociază, să știți, nu negociază. Uitați-vă cum i-a lovit pe ăștia doi. Și gândiți-vă la copiii lui Samuel, loviți copiii lui Samuel, înlăturați, n-au fost uciși, dar înlăturați din lucrare. Fiii lui Sceva, loviți, înlăturați. De ce? Dumnezeu nu negociază, nu negociază. Și uitați-vă că vreau să pun punct, mă apropii de încheiere, da? Versetul 17 în jos spune așa: dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică. Bun, Doamne, ăsta e termometru. Dacă tu vezi la mine frică de tine, înseamnă că am împărtășit din sfințenia ta, dar mai trebuie, n-am luat o singură dată. Eu nu sunt purtător de sfințenie, tu ești izvorul, nu sunt eu. Doamne, mai dăruiește, mai împărtășește-mi din sfințenie. Dar știi ce spune Domnul? Să-ți fie frică. Doamne, dă-mi tu și frica asta, că de multe ori nu avem și trebuie să o cerem de la Dumnezeu. Și uitați-vă versetul 18. Pentru că sunt aici, în domeniul sfințeniei, da, Trinitatea Sfântă contribuie la sfințirea noastră, fraților. Și iarăși trebuie să clarific un lucru, da, terminologic. Sfințenia este o stare. Sfințenia este o stare. Sfințirea este un proces. E diferit. E diferit, să știți. Adică eu stau în fața crucii lui Hristos și socotesc că Iisus a murit pentru mine, e exact ceea ce vreau să vă citesc aici, uitați-vă versetul 18. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit. Dar cu ce? Cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, că el a fost, spune următorul verset, cunoscut, pregătit înainte de întemerea lumii. Și atunci, în domeniul sfințeniei, ok, eu nu mă pot sfinți, că le tot iau și le repet ca să ne rămână. Dumnezeu e izvorul sfințeniei, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Dumnezeu mă cheamă la împărtășirea sfințeniei Lui. Normal că predica asta este adresată celor care sunt născuți din nou. Normal. Dar uitați-vă ce spune aici un pas mai departe. Dacă Dumnezeu e izvorul sfințeniei, dacă eu nu mă pot sfinți, dacă Dumnezeu mă cheamă să împărtășesc din sfințenia Lui, adică să primesc, să mă lumineze și pe mine sfințenia Lui și caracterul meu să fie altul. Uitați-vă ce spune Dumnezeu Fiul. Este calea, este modul spre sfințire. Sângele Lui ne curățește de orice păcat. Deci Dumnezeu a găsit o soluție pentru durerea mea. Ok, Doamne, Tu nu negociezi sfințenia Ta cu nimeni. Nu, zice Domnul, nu, asta nu se negociază. Bun, dar cum ajung de aici, că eu nu mă pot sfinți aici, la izvor? Zice Domnul, am pregătit calea, eu sunt calea, adevărul și viața, a spus Hristos. Bun, Doamne, dar ce ai făcut? E pavată calea asta cu sângele lui Hristos. Crucea lui Hristos te ajută. Asta s-a întins peste hău. Și între un Dumnezeu sfânt și un om păcătos există o cruce, există o jertfă, există o cale. E calea prin Hristos. Și uitați-vă, 1 Corinteni 1:30 are extraordinar de frumos textul acesta. 1 Corinteni 1:30, în care apostolul Pavel spune așa: și voi, prin el, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune. Și unii pun aici două puncte, pentru că el e înțelepciunea lui Dumnezeu. Și uitați-vă, neprihănire, cu privire la trecut, am fost socotiți neprihăniți, și asta prin sângele lui Hristos, sfințire, cu privire la prezent,
Eu sunt sfințit, sfințit, e un proces, spuneam, și răscumpărare cu privire la viitor. Când se va arăta El, vom fi ca El și ne va răscumpăra. Și vedeți, ne întoarcem la textul nostru. Eu nu pot să mă sfințesc, Dumnezeu e izvorul, Iisus e calea. Dar cum pot eu de aici, nu din mocir la mea, să mă duc pe cale până acolo? Cum pot? Și atunci vine Domnul și zice, există un Duh. Și Duhul vine și aplică sfințenia. Duhul te ia, Duhul te luminează, îți arată starea ta și spune acolo în groapa aia a pieirii și în mocirlă. Băi, tu poți să fii spălat. Cum? Prin sânge. Care-i sângele? E calea aceea care merge spre sfințenia lui Dumnezeu. Dar nu pot să iau sângele, nu-i nimic, îți dăruiez eu credință. Dar nu pot să plâng, nu-i nimic, te sensibilizez, eu sunt Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Eu am sentimente, vin în inima ta și poți să plângi, tu care ai fost un împietrit. Nu pot să fac nimic, nu-i nimic, Hristos a făcut totul și eu vin și aplic sfințenia lui Dumnezeu și s-o dăruiesc ție. Fraților, uitați-vă, e ceea ce am citit, da? Realizatorul, cel ce aplică sângele și chipul lui Hristos la ființa mea este Duhul Sfânt. Uitați-vă versetul 22. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele cum? Prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Poate că ați auzit, frații menoniți aveau povestioara asta, când într-o biserică unul spunea multă căldură, știți? Povestea cu multă căldură. Și până la urmă au aflat fratele că ăsta îi dorea căldură acolo la demisol. Îi dorea. Nu așa, nu așa, nu așa. Să avem o dragoste de frați neprefăcută și Petru vine și completează o dragoste fierbinte. Pentru că dragostea aia fierbinte acoperă o sumedenie de păcate. La corabia lui Noe, zmoală, o trebuie să fie topită ca să intre prin toate fisurile alea și să le izoleze, nu? Așa trebuie în corabia bisericii. Nu mă simt eu, gata, eu sfânt, eu sunt pe un piedestal, fratele ăsta e păcătos, e ticălos. Nu așa. Vine Duhul Sfânt și îmi spune, ok, ți-o împărtăși Dumnezeu din sfințenia Lui, prin sângele Lui Hristos. A luat chipul Lui Hristos, l-a imprimat în tine, te sfințești, ești în procesul de sfințire, da, Doamne, atunci ajută-ți și fratele. Întinde o mână către sora, rogă-te pentru ei. Și în momentul în care noi facem așa, fraților și surori, începe trezirea spirituală. Am citit, multe treziri spirituale au fost declanșate din cauza că unul sau doi sau trei au avut o durere așa de mare pentru biserica lor, încât au intrat înaintea lui Dumnezeu în post, în rugăciune și au zis, Doamne, mai bine am viața dacă nu pornește trezirea în biserica aceasta. Și așa au pornit marile treziri spirituale. De ce? Nu s-a văzut sus, nu s-a văzut sfânt, nu s-a văzut nu știu cine. S-a uitat la fratele, la sora, a vrut să-i prindă pe toți și să-i ducă în împărăția lui Dumnezeu. Asta o așteaptă Dumnezeu de la noi. Domnul să ne trezească, fraților. Eu vreau să rămân la gândurile acestea și o să mă rog să văd dacă pe duminică dimineața continuăm pe tema asta. E o temă amplă, dar e foarte, foarte, foarte bună pentru noi. Eram odată la o rugăciune și eram cu un tânăr și tânărul ăsta vorbea foarte mult, foarte mult, și acum vorbește mult. Când mă întâlnesc cu el, îi zic să stea în spate în mașină, că dacă stă în față se bagă așa în gura mea, de nu mai pot să, nici să respir. Vorbește mult, 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 mult. Are așa un debit verbal groaznic. Și am mers cu el la o rugăciune așa și era sora Saveta de la Corpadea, lucrări la tineri, eram un grup de tineri, lucrări, descoperiri prin Duhul Sfânt. Se uită la el, zice, ție Domnul ți-a dat o bombonă, atât a fost de bucuros. Băi, zice, vedeți mă, că mi-a dat și mie Domnul ceva. Dar zice sora, să știi că era de sare mă bombona, că tu n-ai sare în vorbire. E vorbit Domnul și i-a dat tratamentul. Și de multe ori, vedeți, asta e o chestiune practică pe care v-am spus-o. E o chestiune practică. Domnul ne cere să fim sfinți în vorbire, amin. Da? Domnul să ne ajute, amin. Domnul să ne ajute. Amin. În umblarea noastră, în faptele noastre, sfințenia lui Dumnezeu, fraților. Sfințenia lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți, amin. Amin.